În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, noi auzim povestindu-ni-se de multe ori despre chemarea muntelui, despre chemarea mării. Fiecare om zice că are o chemare spre ceva, pentru ceva, dar auzim și despre o altă chemare, noi ca și creștini, și anume despre chemarea lui Dumnezeu. Și este foarte importantă aceasta, și cea mai importantă chemare ce-o poate auzi omul, să meargă la Dumnezeu, să îl cunoască, să-l slujească, să-l iubească și să stea lângă el. Și aici, și apoi și dincolo. Despre așa ceva ne vorbește astăzi Sfânta Evanghelie, de la Ioan, capitolul 1, de la 43 până la 51, și ni se spune că Domnul Iisus, a doua zi, voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis Iisus, urmează-mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am aflat pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus fiul lui Iosif din Nazaret. Și a zis Natanael, din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis, vino și vezi. Nu s-a văzut pe Natanael venind către el și a zis despre el, iată cu adevărat israelit în care nu este vicleșug. Natanael a zis, de unde mă cunoști? A răspuns Iisus și i-a zis, mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsul lui Natanael, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. Răspuns a Iisus și i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Și a zis, adevărat, adevărat, zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu, fiindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Domnul Iisus Hristos îl cheamă la sine și apoi să-l urmeze pe Filip. Îl cheamă Dumnezeu pe om. Și chemarea o face cu scopul ca omul să-l urmeze. Cuvântul de aici este, urmează-mi, vino după mine, lasă ce ai și vino. Filip n-a zis că nu merge, dar s-a gândit că are pe cineva pe care îl cunoaște, pe care îl știe, care și el ar fi vrednic să-l urmeze. Îl știa pe Natanael. Și merge și îl cheamă și pe acela. Acela nu știa cine este Iisus Hristos Domnul, nu știa. Și mai ales că nu pomenește undeva, că naște din Nazaret Mesia, ci din Betleem, din neamul lui David. Dar Filip merge să-l cheme știind că acela are suflet mare, nu-i cu vicleșug și vrea și el să stea cu Dumnezeu și să slujească. Natanael e căutat de Filip. Filip avea, deci, dragoste pentru Natanael. El avea credință acum în Iisus și avea și bunătate în suflet
nu doar el să-l urmeze, ci și altul să vină să afle ce a aflat el. Ce important lucru este să vrei binele altuia și bine spiritual, duhovnicesc, nu doar unul material. Nu l-a chemat pe Natanael la câștiguri materiale, ci la un câștig sufletesc, dar mare, ce durează apoi în veșnicie. Vedem că-l cheamă și Natanael, vedem că el n-a zis că nu vine. A întrebat parcă cu îndoială, oare acolo poate fi ceva bun? Și îi spune Filip, vino și vezi. Și a văzut și a crezut. A aflat pe cine? A aflat în el pe Fiul lui Dumnezeu. Și o mărturisește el și o recunoaște. A găsit comoara cea mare. Și cum să n-o ia? Cum să nu se bucure? Ce mult contează să poți cuiva să-i dăruiești viața și viața de veci. Hristos a zis că El e calea, adevărul și viața. Și dacă afla viața, cum să nu vină la ea? Dacă afla adevărul, cum să nu vină la El? Afla calea, cum să nu vină la ea? Ce important lucru face Filip, să dea și altuia calea, adevărul și viața, să-l dea pe Hristos. Mare lucru, și de o parte și de alta. El urmează și apoi aduce și pe altul să se bucure, să fie acolo. Dar s-a bucurat și el știind ce poate face, știind ce dăruiește și pe cine, știind la cine cheamă și pentru ce cheamă. Bucuria a fost de o parte la cel ce cheamă și apoi bucuria este și la cel chemat când își dă seama ce a găsit, ce a găsit, căutat de mult și a găsit, a aflat. Cum se nu se țină strâns de viața de veci, de adevărul veșnic, de drumul către cer? Cum să nu se țină? Dacă l-a visat, l-a dorit, l-a căutat, cum să nu stea lângă el? Și omenește-i tot așa. Am citit o întâmplare sau o pildă, cum se zice. Era într-o casă mamă cu al ei copil. Doar amândoi. Tata s-a dus din lume. Dar într-o zi mama cade bolnavă. Cade. Și copilul încerca să o ajute. Dar ce să facă el să o poată ajuta? A zis, Doamne, eu o să încerc să fac bine. Fă-i bine. Și la mamă. A avut jucării, le-a dat la niște copii ca să, a zis, Doamne, le dau lor, să-i dai tu la mama sănătate. A încercat multe să facă el bine și bun, lucruri bune la alții, zicând, Doamne, dă-ne și nouă cele bune. Și dorea mult să o vadă pe mama lui sănătoasă, că doar pe mama o avea. Mama vedea jertfa lui, vedea ce face el, auzea strigătul lui, îl iubea, se bucura că ține la ea, dar se întrista văzând că nu se vindecă, se temea că pleacă și îl lasă. Și el se temea tot de asta, că se duce și îl lasă. Și mereu încerca să facă ceva, ceva care să aducă ajutor mamei lui. Iată, într-o zi s-a gândit că avea o floare la care ținea mult, mult,
și o aduce în casă. Și mereu când făcea câte o faptă bună, auzea un glas, dar nu pricepea ce zice glasul. Auzea mereu, dar nu știa cine-i vorbește și ce-i spune. Aduce acea floare și parcă a zis celui ce îi vorbea, am și floarea asta, ți-o dau, că nu mai am altceva, dar să-i dai sănătate mamei mele. Și o de glas cere spunându-i, ți-am ascultat glasul tău și îi mai dau mamei tale atâția ani câte petale sunt în această floare. Atâția ani îi dau. Copilul s-a uitat. Erau flori, dar petale nu erau multe câte ar fi vrut el să fie. S-a dus, a dus un cuțit și a început să taie fâșii fiecare petală. Fâșii, 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 ca să fie mai mulți ani. Să trăiască mai mulți ani mama lui. A găsit rezolvarea cum să fie mai multe petale la numărătoare. Să trăiască mai mult. Ce înseamnă să vrei cuiva să-i vrei binele? Ce înseamnă să-i vrei cuiva viață? Ce înseamnă să vrei să-i meargă cuiva bine și aici și dincolo? Ce înseamnă să vrei ridicarea cuiva și realizarea cuiva și aici și dincolo? Acel copil a vrut ca mamă lui să stea cu el și a vrut să o aibă și a avut-o mulți ani. A fost lupta lui de copil. Dumnezeu vrea și noi ca lui copii să avem viață și ne-o dă. Dar și noi trebuie să punem dragoste și să stăm lângă el. Filip l-a găsit, a fost chemat, dar n-a vrut doar singur să se împărtășească de chemare și de acea viață, ci îl mai cheamă și pe Natanael, pe care îl cunoștea, poate prietenea lui, să vină și el să aibă parte și el. Parcă știu cuvintele, în dar a luat, în dar dați. Vedem cum vine și vrea să, și pe acela să-l aducă, să aibă și el. În dar peste dar să primească și acela. Și îl cheamă. Ce important este omul cu inimă, cu credință și cu inimă bună. Iisus a adus viața veșnică, o află Filip, o află și Natanael. Dar de aici vedem ceva, Iisus nu a venit doar pentru un om, ci a venit pentru toți, pentru toți oamenii. Dumnezeu vrea ca oamenii să se mântuiască toți și toți să vină la cunoștința adevărului. Iar pe apostol nu i-a trimis să meargă doar la un neam sau la altul. Acolo, motamo, ar veni să meargă la toate etniile, la toate popoarele. Așa scrie acolo în grecește. La toate popoarele, la toate etniile din lume. N-a zis la un om sau la maturi sau la altceva, ci la popoare. Toți deopotrivă, de la mici la mari, să fie al lui Dumnezeu. Nu unul să fie și altul să nu fie, ci toți. Așa voiește Dumnezeu. Iar Filip roia să-i spună Natanael, l-am aflat, dar n-aș vrea să fie numai al meu, ci aș vrea să fie și al tău. Și îl duce pe Natanael la Mântuitorul. Vedem că acela a întrebat doar așa, din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis, vino și vezi. Zice, să vezi tu cu ochii tăi, să cunoști tu și atunci vei zice. Deschizând noi Sfânta Scriptură, ni se spune acolo ce înseamnă să ai viață veșnică. Ce înseamnă oare? Sau ce e asta viața veșnică? Ce este mântuirea?
viața veșnică. Știi ce este? Răspunde Mântuitorul Iisus Hristos. Găsim răspunsul tot la Ioan. Îl găsim frumos dat, nu de către oameni, ci de către Dumnezeu. Și zice, și aceasta este viața veșnică, zice Iisus. Să te cunoască pe tine și Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis la Ioan 17:3. Îl cheamă pe Natanael să vină să-l cunoască, vino și vezi. Și apoi să-l cunoști și să stai lângă el și afli viața veșnică. Și Natanael vine. Poate s-a gândit oare e sau nu e. Vedem dialogul care se naște. Spune Iisus despre Natanael, iată, corect izraelitean, izraelit încă nu este vicleșug. Natanael întreabă, de unde mă cunoști? De unde? Parcă îi zice, nu ne-am întâlnit, nu ne-am văzut. Cum mă cunoști tu pe mine? De unde? Și aude doar cuvintele. Mai înainte de a te fi chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Nu știm ce a fost acolo. Nu știm ce a făcut el acolo. Nu știm cu ce vorbea sau ce făcea, nimic. Dar era ceva acolo. Deosebit. Poate tainic, nespus, nu știm. Dar cel ce le știe pe toate, știa. Și spune, eu te-am văzut sub smochin, știu. Te știu. Aia de-a chema Filip, te-am văzut acolo. Surprins. De-a tot știința celui ce era lângă el. Îți dă seama că tot știutul nu poate fi decât Dumnezeu. Își dă seama. Pe loc. Și pe loc el răspunde, Natanael, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate ști ce e acolo. Poate oamenii n-au știut ce e acolo sub ochii, decât el știa. Alții nu știau. Avea taina lui. Dar de Dumnezeu nu poți ascunde nimic. Toate le știe. Iisus îi arată că le știe. Că e ca și o carte deschisă. Și acum doar i-a spus, știu de acolo, te cunosc de acolo. Și el a mărturisit acum credința în Iisus. A spus că crede și cu gura mărturisește. Cu inima crezut, cu gura mărturisit. Ce important este să crezi și să mărturisești. Și el o face. A ieșit acum la cel ce-i lumina lumii. A aflat lumina și a recunoscut-o. Nu poate zice că la lumină întuneric. Iisus i-a arătat că e atotștiutor, că e Dumnezeu. El a mărturisit că e Fiul lui Dumnezeu. A crezut și l-a mărturisit. Cândva la fel a făcut și Petru. Oare ce a făcut? Noi despre ceea ce a făcut cândva Petru găsim scris în Sfânta Scriptură și anume că Iisus i-a întrebat pe ucenici, cine zice lumea că este El? Și unii au zis că e un proroc sau altul, dar Petru răspunde, tu ești Iisus, Dumnezeu celui viu. Îl mărturisește și spune Iisus, nu de la tine, Petre, e asta, ci Tatăl ți-a descoperit ție. I-a descoperit ce Dumnezeu i-a descoperit lui, el asta a spus. Acum Iisus s-a descoperit lui Natanael ca tot știutor, ca Dumnezeu. Și l-a recunoscut, Doamne, ești. Ce înseamnă să poți să-L primești, să-L cunoști ca Dumnezeu adevărat. S-a făcut și om adevărat pentru noi. A venit cu un scop să ne ridice pe noi, să ne ridice. Din nou să fim la statura de oameni al lui Dumnezeu, bun cum Dumnezeu ne-a făcut. Asta a venit să ne aducă nouă și pacea cu Dumnezeu și să spele chipul nostru care l-am întunecat. Că acel chip s-a întunecat.
Cândva citeam o asemănare și anume, întreba cineva pe un om, uite, te întreb ceva, dacă mergi pe un drum de țară, a plouat, e noroi, dar dacă vezi un diamant în noroi, ce faci? Păi mă plec și apoi îl spăl. Ce până aici vrea să întrebi, mai departe nu te întreb. Deci te pleci, îl ridici și îl speli. Să fie iar curat, să strălucească iară. Așa-i? Da. Și îl mai arunci în ori, pe nu-l mai arunc. Deci primul pas este să-l iau, să-l spăl, să fie curat, să dea strălucirea care îi se cade unui juvaier deosebit. Și răspunde primul, vezi, Domnul Iisus Hristos de aceea a venit pe pământ, pe noi să ne ridice din oroiul în care am fost, să ne spele, ca din nou să strălucim. Ai văzut? De aceea a venit. N-a venit să spele păcatele noastre prin sângele său, l-a spălat prin sângele său pe cruce. Și asta scrie Sfânta Scriptură. Din nou să strălucim noi, dar trebuie să stai lângă Iisus să te poată spăla. Dacă stai departe, cum să te spele? Trebuie să vii la El. Să crezi în El, să primești și te spală. Dar vino. Și dobândește atunci viața. Că dacă ai aflat viața, te ții de ea. Și apoi să stai în lumina aceea, în slujirea aceea, că Iisus nu vrea să te lase înapoi să cazi. Asta a vrut și de aceea a venit. Și cu misiunea asta i-a trimis și pe apostol în lume ca să-i spună oameni că Iisus vrea să-i ridice, dar să se lasă aflați și ridicați, sau să vină ei, că pot, că niște pietre prețioase care pot umbla, se pot mișca, dar pot veni la Iisus. Nataniel a venit. Ca și el puteți veni oricare, că Iisus vrea și ne primește. Dacă i-a dat la Nataniel un semn mic, că îl cunoaște, cunoaște taină, și nouă ne-a dat semne destule. Ne-a dat semne de nu le mai știm noi. Și anume, dacă am deschide noi Sfânta Scriptură, nu ne-a dat Iisus dragostea sa? Nu ne-a dat mila sa? Când era în dușman, ne-a vine la noi? Oare nu s-a dat pe sine? Nu ne-a dat iertare? Nu ne-a dat bucurie? Nu ne-a dat lumină? Nu ne-a dat Evanghelia? Nu ne-a dat biserica, apostol, proroci, învățători? Nu ne-a dat de toate? Nu ne-a dat îngeri păzitori? Oare ce să ne mai dea ca noi să credem? Apostolul Pavel ne-a spune nou așa astăzi, dacă l-am pune ce Pavel tu să fii ca și Filip, ce ne-ai spune nouă? Ne-a spune așa, apucă veșnicia la care ai fost chemat. Apucă-o! Și veni cine este? Iisus Hristos. Deci, Iisus, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. El este veni, din veșnicie până în veșnicie, apucă-te de El. Și atunci zice, ai viața veșnică la care ai fost chemat, dar apucă-te! Dar asta înseamnă să vii la ea. Dacă nu vii, de ce să te apuci? Dacă nu te apropii, de ce să te prinzi? Iisus l-a lăudat pe Natanael, că este izraelit, izraelit în care nu este vicleșug. Ce important este asta! Să te laude Dumnezeu. Oamenii te pot lăuda, dar lauda lor trece și mâine se schimbă în altceva. Ce da, am greșit lăudându-l. Și omul schimbă de pe azi pe mâine felul de a fi și de a gândi și altceva și felul de a vorbi. Dar Dumnezeu când a grăit, grăiește. Și dacă vrei să faci ca și Filip sau Natanael, bine faci, de ce? Spune Ioan în prima sa epistolă, ce cine are pe Fiul, are viață veșnică. Curios,
cine are pe Fiul are viață. Este important acest lucru. Dar noi avem niște piedici în viața asta. Avem de trecut, de putințe, boli, încercări, alergări ale noastre. Oare ce să facem cu ele? Dar ce ei n-aveau? Filip n-avea, Natalia n-avea, Pavel n-avea, Petru n-avea, Iacob n-avea, ceilalți n-aveau. Ce? Ioan Corerea n-a avut? Sau alta n-au avut? Ba da, au avut. Dar, zice Iisus Hristos, dacă ai credință că un grăutăie de muștar, poți muta și munții. Ce importantă este credința. Vedem pe Natanael cum crede, dar a venit, a auzit că este atotștiutorul Iisus Hristos și a crezut atunci că e Dumnezeu. Și le poate lăsa pe toate. Sau altceva lasă pe locul 2 și asta e pe primul plan. De le poate. Sau ascultă ce spune Pavel, el simplu, ce toate le pot în Hristos care mă întărește. Ce nu singur, ci cu el, dar le pot pe toate. Și alea, și alea, și alea, și uite că le fac pe toate. Îndă și una și alta. Îndă ca la Avram și avere. Îndă ca și la Solomon înțelepciune și avere. De toate. Dar ce am căutat întâi asta și apoi zice, Dumnezeu îmi dă și altceva. A fost fără vicleșug Natanael. Dacă ai vicleșug, nu-i bine, oricine ar fi. Și de ce? Scrie în cartea lui Iov, Dumnezeu nu se nimicește planurile oamenilor vicleni. Iar la tot la Proverbe ni se spune, îndepărtează viclenia de pe buzele tale. Și Pavel zice, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate. Și adaugă Petru, lepădați deci orice răutate și orice vicleșug. Nu-i bun. Și luăm un singur exemplu. Am auzit de Iacov din Legea Veche. A avut acei 12 feciori și a avut și o fată, Dina. Și odată ei se mutau din loc în loc. Ajung și s-au mutat într-un ținut. Acolo era o cetate, în acea cetate era mai mare al cetății care conducea acolo și acela se numea Hemor Heveul și avea un fecior, Sichem îl chema pe fecior. I-a plăcut de Dina, dar a batjocorit-o. Și Iacov a tăcut, dar când vin feciorii lui celor, când le spune. Dar Sichem cu tatălui vin la Iacov și la ceilalți și zic, uite, dați-ne-o pe fica voastră nouă, de noră. Vă dăm orice vreți voi, dar vrem să ne-o dați. Și a venit Sichem cu tatălui să o dea. Dar feciorii lui Iacov vorbesc cu vicleșug. Zice, vi-o dăm cu o condiție. Și anume, ce noi suntem tăiați împrejur. Nu vă putem da pe sora noastră dacă nu sunteți tăiați împrejur. Nu vă dați împrejur, o luați și plecăm de aici. Dacă o vreți, vă tăiați împrejur toți bărbații, să fiți ca noi tăiați împrejur, și atunci vă dăm. Și atunci a mers acel mai mare al cetății, Hemor Heveul și cu Sichem, și au stat deasupra porții, deci la toți bărbații care intrau din geate și intrau și ieșeau, le-a spus ce vor să facă. Și au primit toți. Și au zis, da, feciorii noștri vor lua fete de-a lor, a lor vor vin după ai noștri și vom fi împreună. Și au împlinit ce au cerut copiii lui Iacov. Dar ni se spune așa e că ce au făcut. Zice, feciorii lui Iacov s-au răspuns cu vicleșug lui Sichem și lui Hemor. Și ce au făcut ei? Iată, Simeon și Levi au făcut așa, au intrat în cetate, când aceia erau tăiat împrejur, nu puteau să se mai miște așa cum trebuie, și au omorât pe toți bărbații. Și mai întâi și ceilalți frați au luat toate averile, toată bogăția lor, toată averea și pe copiilor și pe nevestele lor. Le-au făcut slugi acolo. Așa au făcut ei.
Dar Iacov a zis, auzind, de ce faceți asta? O să adună cei lați din jur și vom pieri că noi suntem puțini. Și au trebuit să plece de acolo în alt loc. Cu vicleșug au vorbit. Dumnezeu să zice că nu-i place vicleșugul ori de unde ar veni. Și de aceea spune Petru, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate. Iar dacă suntem chemați, ne cheamă Dumnezeu. Și Iisus zice, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Iar în alt loc, ni se spune așa, zice Dumnezeu, i-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste. Am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. Așa a fost Dumnezeu pentru oameni. A venit, zice, jugul de pe fiecare să nu-l aibă cumva, să nu fie cumva. Dacă nouă Iisus Hristos ne-a arătat că e atotputernic, atotștiutor, atotprezent, iubitor, de ce n-avem credință mai multă? De ce oare ne îndoim? La Natalie s-a spus puțin, doar i s-a arătat care e atotștiință. Noi le vedem și pe celelalte. Cum lucrează în ele și le arată și le face, să le știm. De ce ne îndoim? Să lucrăm cu puțină credință câteodată. Nu este bine. Iisus l-a descoperit pe Tatăl nouă să-L cunoaștem. Și dacă l-a descoperit, vrea, dacă îl cunoaștem, să-L și slujim. Natanael a făcut-o, Filip a făcut-o. Rămâne să facem și noi, că suntem chemați să slujim ca și ei, cu darul ce-L avem. Dar cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut nouă pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Prea înălită, pururea fecioară, Duhul căciunile noastre la Fiul Tău și Dumnezeul nostru și roagă să se înmuiască pentru tine sufletele noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Dumnezeu să primească Sfânta Slujbă și să dă binecuvintele în vecii vecilor. Amin.